Consumul anumitor fructe, legume sau băuturi poate face diferența dintre o relație monotonă și una de-a dreptul pasională. Ciocolata este un afrodisiac delicios ce îmbunătățește starea de spirit și induce prin chimicalele pe care le conține senzația de fluturi în stomac. Fructele de avocado conțin acid folic care ajută la metabolizarea proteinelor, oferind organismului mai multă energie. Conțin vitamina B6 și potasiu, două substanțe nutritive care încurajează creșterea libidoului la ambele sexe. Smochina are o istorie extrem de interesantă. Este menționată prima dată în Biblie. Vechii greci considerau smochina ca fiind sacră și o asociau cu dragostea și fertilitatea. Mai mult, smochina era fructul preferat al frumoasei Cleopatra. Mărul este la fel de bogat în simboluri pe cât este de bogat în vitamine. Considerat a fi elementul care a dus la alungarea Evei și a lui Adam din Eden, mărul devine astfel simbol al sexualității. În antichitate, merele erau folosite în farmecele de dragoste. Busuiocul are efecte benefice asupra organismului și o aromă afrodisiacă. Folosiți-l în paste și veți vedea de ce italienii sunt atât de romantici. Ovăzul are capacitatea de a crește nivelul de testosteron din sânge, acest hormon sexual având un rol esențial atât pentru femei cât și pentru bărbați. Spanacul este o sursă bogată de magneziu care ajută la dilatarea vaselor de sânge, după cum afirmă cercetătorii japonezi, iar un flux sanguin mai bun către organele genitale duce implicit la performanțe mai bune. Un pahar de șampanie sau de vin roșu nu doar că ajută atmosfera să devină mai romantică, însă are efecte benefice asupra libidoului, îmbunătățind circulația în organism. Să nu uităm de cofeina din cafea, care stimulează ritmul cardiac și ajută fluxul sângelui. În plus, este în topul antioxidanților și este un afrodisiac la îndemâna oricui.